Bun, și o curiozitate. Pe voi nu vă enervează momentul ăla când luați ceva produs să vedeți dacă mai e bun sau a expirat și vedeți acolo mare scris că acest produs este valabil până la data de și în paranteză vezi pe ambalaj. Verifici pe fund, verifici pe etichetă, pe spate, pe față, sună un prieten și tu nu găsești data aia, mă, mâncați-a și gura ta. Anyway, am revenit, adică hei, iată-mă, și astăzi o să devenim cu toții mai inteligenți, cel puțin când vine vorba de curățenie. Uitați tot ce știați voi legat de curățenie, pentru că nu știați nimic, vă zic eu. Sau mă rog, vă zic oamenii ăștia din emisiune, dar voi să aruncați toate produsele alea de curățat pentru că nu au niciun sens. Pot fi înlocuite foarte ușor. De exemplu, știați că puteți să puneți oțet în apă călduță, atenție, apă călduță, nu orice fel de apă. Să puneți oțet ca mai apoi să ștergeți pe jos. În loc să folosiți din ăla special pentru parchet, puteți să faceți și așa. Mai contează acum că o să pută în toată casa oțet. Lasă așa! Diferența dintre emisiunea asta curat murdar și dezordine, dezordine fiind emisiunea mai nouă, dar în principiu sunt cam la fel, diferența ar fi asta legată de produsele de curățat. În emisiunea asta există niște cucoane care mă gândesc că ele au venit cu invențiile astea, invenții pe care le vezi, bă, și te doare mintea. Și dacă nu mă înșel, în trecut mai era o emisiune din asta la TV unde trebuia să faci de mâncare cu resturile din frigider. Aici trebuie să faci curat cu resturile de prin dulap. Dacă nu ai din ăla de parchet, pui oțet în apă și ștergi pe jos. Acum ce să mai, voilà. Și oamenii care apar în emisiunea asta, bă, pot să jur că parcă sunt aleși special, cred că există un casting înainte și cu cât ești mai dubios, cu atât mai bine. Cel puțin omul ăsta, bă, ceva rău. Clientul nostru de astăzi, pe numele din buletin N. Florin, este un figurant. Deși privindu-l, n-ai zice. Când spun figurant, mă refer la un actor de roluri mici în diverse filme sau reclame. Omul ăsta aflăm că a avut parte de roluri mici. Asta explică de ce apare și în emisiunea asta. Dar totuși nu știu ce mă sperie mai tare. Omul în sine sau vocea lui ăla de pe fundal? Am prins rolul în reclame comerciale. Regizor mare am întâlnit pe Cristian Mungiu. A fost o reclamă la un produs, tot așa, un produs comercial. Și a fost 2 ani la rând. Și la anul următor, după prima dată, a insistat să fiu chemat pentru același rol tot eu. Singurul om care riscă să fie dat afară din casă de propriu ficus. Ficusul la ritmul ăsta o să devină proprietarul casei și singurul. Îl hrănește cu shawarma, îl hrănește cu pizza, ce-i de frățioare de așa mare? Eu vă zic sincer, ficusul ăsta nu e natural. Îmi aduce aminte de Andy Popescu. Place, dacă tot fac plimbări, să mai adun așa peturi, să mai eliberez și spațiu verde de peturi. Florin al nostru, pe lângă faptul că e mare strângăreț, mai e și pasionat, chiar obsedat de concursurile cu premii. Pe net, la radio, la TV, nu pierde niciunul. Omul nostru nu-și face curățenie în propria casă, bă, dar de afară s-a gândit să strângă niște peturi, nu? Mă gândesc că nici la cur nu se șterge, bă, dar pe alți oameni îi șterge sigur. Și totuși aflăm, oamenii ăștia ne spun că omul ăsta la bază este un figurant, este un actor care a jucat în roluri mici și în diverse reclame. Oare și în emisiunea asta să joace un rol? Gratis cu siguranță nu, dar pentru 300 de euro, ho-ho! Toți oamenii din emisiunile astea dubioase sunt destul de siguri că sunt plătiți pentru asta. Ce om întreg la cap pe lumea asta ar accepta să-și arate jegul din casă sau să fie pus într-o lumină proastă și dat pe TV? Moca! Nu cred că locuiește aici. Aici are un depozit, nu? E plin! E plin! Doze! Încălzămintea după ușa peste peturi, apucând ouă. Deci în hol e un depozit, da? Ia uite ce e pe acolo. Toată locuința e un depozit. De bara asta n-am mai văzut vopsea de ele când s-a construit blocul. Asta că nu s-a văzut vopsea, dar nu s-a văzut cârpă. Ca atare, uite cum arată. Pe toate părțile. Pe toate părțile, da? Asta nu se curăță niciodată de aici. Eu sunt curios unde pleacă, mă, oamenii ăștia de fiecare dată cât timp femeile astea se minunează de jegul din casă. Ies afară la țigară, se duc la bagaboante sau ce se întâmplă? Cum de fiecare dată oamenii ăștia sunt plecați de acasă, mă? Sunt colecționari și colecționez scrumiere, brichete, știu și eu, lucruri mărunte, nu cu valoare numismatică, cum ar fi timbre sau monezi. Asta colecționează? Am înțeles ceva de colecții. Da. Probabil deci că lucrul da. Frumos aici nu este colecție, aici este o acumulare de diverse. Să spăl faianță în bucătărie cam trebuie o dată pe an și uite că au trecut 3 ani și eu nu m-am mai atins de faianța din bucătărie. E un efort, nu știu, un tinsul ăla și să stai așa concentrat și să dai, că într-adevăr să mai depun și niște mici puncte de grăsime și până să ștergi un punct din ăla trebuie să dai intens pe locul respectiv.
Și decât să-mi pierd timpul să frec faianța, mai bine frec pula. E mult mai satisfăcător așa. Ai 48 de ani, man, nu ți-e puțină rușine? Ai două mâini, ai două picioare, pune dracu mâna și fă curat. Și cu cât îți faci curat mai des, ce să vezi, cu atât o să-ți fie mai ușor. Bă, nu înțeleg ce văd unii așa complicat la chestia asta. Sunt lucruri atât de banale, serios, adică în general curățenia, bă, poate să fie ceva mai banal decât curățenia. Ok, nu ai timp, ești prea ocupat sau pur și simplu nu îți place să faci curățenie. Bă, există firme pentru asta, există firme speciale. Sunt că bună ziua, bună ziua, am și eu nevoie de. Sau dacă ți se pare scump să apelezi la o firmă din asta, bă, există femei pe OLX, le dai 150-200 de lei, chem o femeie din aia la săptămână să-ți facă curat sau odată la două săptămâni și voilà, bă, trebuie să vă învăț eu, mă. Deci aici s-a tocat și carne și legume, s-a tăiat și pâine. Deci aici poți să găsești tot ce vrei, de la microbi care fac parte din genul de microbi de putrefacție, de fermentație, spori de ciuperci, de tot găsești aici, să știi. În asta aici s-a încălzit și mâncare, după care s-a făcut probabil ceai la cum arată. Și acolo este de supă, de ceai, de cafea și de ce o mai fi. Uite, peste tot sunt resturi. Înainte de a o spăla, trebuie să o cureți mecanic, o pâine, pentru că sunt o grămadă de resturi. Și să cureți frățioare la răzătoarea aia sau la oala aia? Nu ai ce să cureți la ele, le arunci și cumpere altele. Nu există să le cureți, nu mai poți să le cureți. Literalmente, răzătoarea aia e ruginită, e vai de capul și tocătorul ăla nici nu mai zic. Și chiar e nevoie să vină două femei în inspecție, mă, ca și cum bărbații sunt niște imbecili terminați care habar n-au să bage un aspirator. Pe când femeile, pa, se pricep de minune la asta. Cel puțin în cazul de față, în ediția de față, fix așa mi se pare că e prezentată toată treaba. Bărbații sunt niște terminați împuțiți, pe când femeile, pa, știu să facă curat, sunt experte la asta. Sunt atât de experte încât nici mănuși nu-și pun, mă, și pun mâna pe toate căcaturile acolo și sunt așa fascinate. Wow, jeg! Știți ce cred eu că se întâmplă de fapt? E posibil să mă înșel, dar este o teorie. Că înainte să dea oamenii regla toată bucata asta cu femeile în care intră ele în casă și se minunează, wow, ce jec, vin niște oameni, vine o echipă și sunt puse intenționat acolo diferite căcaturi ca să pară totul mult mai dramatic. Îi zic lui ăla că, bă, fă-te dispărut că avem aici de filmat, poftim în costă de euro și vezi când te întorci să fii așa surprins de situație, da? Nu durează foarte mult, 20 de minute, te sunăm noi, urci și să fii așa mirat de situație, da? Sistemul a crescut un pom în casă, să cerem voie la vecini să ducă-l sus, că nu mai are unde să ducă. Oooo, reacție mai fake nu am văzut în viața mea. Și totuși nu sunt singur om care se miră de ficusul ăla, care nu cred că e ficus, de copacul ăla, ești nebun la cap, așa copac, mă. Eu v-am zis că e pe steroizi direct copacul ăla, e ceva rău. Copacul ăla nu a crescut cu apă și atât, vă zic sincer, n-are cum. E surprinzător cum de a ajuns atât de mare, cum de mai e în viață copacul ăla și nu s-a ofilit de la mirosul din casă. Balconul e tot un depozit. Asta s-a îngălbenit, aici a schimbat culoarea. După vremuri, a curs ceva pe ea, da. O culoare ca toate celelalte de aici din balcon. Și cu bicicleta aia ce se face? Se face mișcare, draga mea Adriana. Cu bicicleta se face mișcare. E nouă, bicicleta e nefolosită. Sunt curioasă să vedem ce depozit am aici. S-a pișat în sticlă, ce naiba se întâmplă, mă? Nici măcar nu m-ar mira. Arată genul de om care s-ar pișa într-o sticlă. E un ceva... Asta poate să ia foc aici. Da, e ceva... Tineră, ceva, e inflamabil. E ceva inflamabil. Și nu e regulă în balcon, aici se adună... Da, se face deci dacă ai un musafir și îți vine pe balcon și vede chestia asta, o pune la gură și a ajuns la urgență. Deci nu e voie să faci așa ceva. Nu-mi spune. Măcar îi scoți etichetele și pui o hârtie mare sau iei un marker și scrii pericol, aici e benzină. Stai mă că puteam să jur că aia e tărie sau că ăsta s-a pișat în sticlă, dar aflăm că nu e niciuna nici alta. Aflăm că acolo de fapt se află benzină. Realist vorbind acum, ce naiba faci cu benzina aia? Ce om întreg la cap ține benzină într-o sticlă de jumate pe balcon? Ce dracu faci cu ea? Bă, eu vreau să cred la fel că sticla aia a fost pusă intenționat acolo și că nu avea om o sticlă random de benzină pe balcon, că ce faci cu ea, repet? Pui în salată, o desfaci, mai miroși puțin, ți-o bagi în cur, ce dracu faci cu o sticlă de benzină? Aici avem o jaluzea lipită de geam. Un geam prin care oricum nu se vede nimic afară, stai liniștită. Altă minune și în balcon, te așteptai că eu nu mă așteptam? Da, de ce, ții ambalajele de semințe? Este mănânci, foarte neclar. Au mâncat atâtea semințe? Mă, asta chiar e plin cu așa ceva, adică trebuie să... Măi, el a avut 100 de musafiri, a făcut chef cu semințe și cu...
bere, nu? Îmi place cum femeile astea insistă ele cu musafiri acolo, mă, că au musafiri și... Sau i-au venit musafiri și... Care musafiri, man? Nici boschetarii de la Unirii nu-l vizitează pe ăsta aici, nebun la cap. Că frate, la tine în casă, eu înțeleg că mă primești ca astea, dar mai bine nu. Aș zice nu. Sunt șanse mai mari să iau bol de la tine din casă decât afară, de afară. Și asta e țuică, mă, sau te-ai pișat în sticlă? Zi fără mișto. Asta e țuică, bă, zi fără mișto. Asta e țuică sau te-ai pișat în sticlă? Dacă e țuică, o iau. Dacă te-ai pișat în sticlă și desfacă miroase, pișat, te bat. Să moară ce-am pe casă. A, stai. Pun detergent ca să-mi spele rufele? Păi... mizerie. Nu, nu se poate. Ba, se poate. Se foarte poate. Cum de se poate? O să ne spune Florin. Tocmai a fost chemat la rampă de cei mai severi critici ai performanțelor sale casnice. E, apoi acum. Părerea mea e că ar fi trebuit să vină foarte mulți prieteni ca atâta doze de băuturi, de... Mi s-a părut că aici se fac chefuri de să strâng atâtea etichete de semințe, am văzut de plicuri de la semințe, atâtea... Aleas pentru promoții, ca un cod pe ele, plicurile de la semințe și se trimit pe site, se dau unele câștiguri de azi. Am înțeles. Da, da, da. Și ele nu expiră promoțiile, adică nu pot fi aruncate, le ții așa la, până la deci bătrâneți? Și nu mai este valabil de pe una pe altă, în schimb la semințe poți trimite oricând, mai să nu fie trimis de două ori. Și le păstrezi de an pe an, an, de rând, așa? Sau? În momentul în care le-ai trimis și s-a terminat promoția, poți să le arunci. E bine că ne-a iluminat acum. Da. Înțeles, deci totuși m-am luat un pic în casa de ambalaje, da? Că totuși le arunci pe unele, da? Să ajungi să bași coduri promoționale la 48 de ani, la semințe, asta înseamnă să n-ai ce face cu viața ta. Mi-aduc aminte când eram și eu mic, bă, erau coduri promoționale la Sugus, de exemplu. Și mai mulți prieteni au câștigat, au trimis codurile aia prin SMS de la Sugus și au câștigat o șapcă, un rucsac, un tricou, adică tare. Sau mi-aduc aminte dacă completai albumul ăla, Euro 2008, cu jucători de fotbal. Mamă, ce... amintiri, ești nebun. Acum că stau să realizez, bă, câți bani au dat ai mei pe căcaturile alea de cartonașe cu jucători ca să completez eu albumul și câte bătăi au pornit la școală de la cartonașele alea de căcat cu fotbaliști de la Euro 2008, Doamne ferește. Dar mi-aduc aminte că odată ce completai tot albumul ăla, puteai să-l trimiți mai departe și câștigai diferite premii. Nu știu cine naiba făcea asta, adică parcă ți era după ce ai muncit atât să completezi albumul ăla, să-l trimiți mai departe, ce îmi păstrezi. Și era fan, n-o să vă mint, adică cu toate bătăile și cu toți banii și cu experiența în sine, a fost Caterinca să completez tot albumul ăla. Bă, da, la 12 ani, omul ăsta are 48 de ani și bagă coduri promoționale la semințe, sunteți nebun la cap. Nu ai nicio sursă de aer. M-am uitat în bucătărie, fereastra din bucătărie dă în balcon, care balcon e închis. Poftim. Aici ai o fereastră acoperită de ficus, nu poți să deschizi geamul. Ăsta chiar e ficus, mă, până la urmă, vedeți? A? Prost, prost, dar vedeți că merge mintea. Deci eu aici deja nu mai pot respira. Văd că ai aici un întreg arsenal, da, de... Lucrezi în domeniu sau ce? Da, stau foarte mult pe net, într-adevăr. Și fac videochat. Mai bag și câteva coduri de-astea promoționale de la semințe. E frumoasă viața. E păcat, am încercat, dar e naș pe ăștia, mă, de pe GTA. Am încercat să bag coduri de-astea de la semințe pe GTA. Și nu merge, domne. Eram live pe videochat, să vă zic fază reală. Mi-a zis unul că îmi dă 500 de euro dacă îmi pun cojile de la semințe pe sfârcuri. Și stai seacă, prost să fii să n-accepti așa ceva. Și mi-am pus cojile de la semințe pe sfârcuri, mi-a dat omul 500 de euro, e foarte mișto. Unul mi-a zis, și fără mișto acum și astea, nu vreau să vă... Mi-a zis că are o fantezie cu mine, că vrea să mă vadă că mănânc semințe de dovleacă și că vezi, Doamne, eu mănânc numai de-asta de floarea soarelui pe ceat aici și are o fantezie cu mine când vrea să mă vadă că mănânc de-astea de dovleacă. Și vă dați seama că sunt 1500 de euro, ești nebun. M-am dus, mi-am luat și semințe de dovleacă, eu am încercat să explic omului că, bă, eu le iau pe astea nu că să le mănânc, le iau pentru coduri. Alea de dovleac n-are coduri. Eu de asta le iau, mă înțelegi? A omul ce nu, n-a vrut să mă asculte, să așa, mi-a zis, bă, 1500 de, dacă mănânci de alea de dovleac, prost să fii să n-accepti, da. Cu încărcătoarele astea? Telefon. Poftim? Da, încărcătoarele de telefon, că ele se descarcă la un moment dat și eu le reîncarc cu el. Păi da, dar câte telefoane încarci tu deodată? Da, am 6. Ai 6 telefoane, Florin? Mhm. Ia vino, Florin. Da. Ia uite. N-avea Pablo Escobar 6 telefoane și are omul nostru Florin 6 telefoane. Pentru ce? Cine îl sună pe omul nostru Florin? Ce combinație are omul nostru Florin? Că pare atât de singur că nici de la Vodafone nu primește mesaje. Sau poate mă înșel eu acum, nu știu, scuzați-mă pe mine. Poate omul nostru o fi popular în viața lui de zi cu zi, o fi foarte popular. Pe la alimentară, pe la toate băcăniile, singur om care are interzis să mai cumpere semințe de la ele din zonă.
Ai câștigat vreodată ceva așa interesant sau de valoare la concursurile astea? Am câștigat camere foto, telefoane mobile. Și ce ai făcut cu ele? Tablete le-am aici. Și de ce nu vinzi o parte din ele dacă... Nu mă interesează să mă mândresc cu ele, că le-am câștigat. Cui să se mândrească? Cui să te mândrești, mă, Florin? Mâncați și gura ta de om talentat. Cui te mândrești, tată, cu alea? Cu jegula din casă nu te vizitează nimeni. Bine, lăsând glumele la o parte și gata, n-o să mai fiu rău. Pot să înțeleg că pentru el lucrurile alea au o valoare sentimentală și că le-a câștigat și că, mă rog, nu vrea să le vândă. Pot să înțeleg chestia asta. Cu toate că la sfârșitul zilei fiecare telefon sau fiecare laptop sau whatever sunt doar niște unelte cu care să faci treaba și nu ar trebui să pui atât de mult preț pe ele. Și nu pot să înțeleg în schimb de ce mai păstrează ambalajele, mă, și peturile de bere la concursuri că s-au terminat, s-au dat premiile. De ce le mai ține în casă? Și dacă până aici nu are sens ce face omul nostru Florin, de aici încolo, bă, nu are sens ce fac specialistele noastre. Sau, mă rog, ideile cu care vin, invențiile cu care vin pentru curățenie, ale nu au sens de acum încolo. Ah, ați venit la cumpărături, eh? E bine așa. Aș vrea să-mi dați și mie un ceai de mușețel, un ceai verde. Da. Doamna are întotdeauna secretele ei curățenie. Și aș mai vrea o pastă de dinți, dar să nu fie gel, să fie abrazivă. Da. Am cumpărat niște produse care mie mi s-au părut că n-are nicio legătură cu lucrurile care trebuie făcute prin casă. Mai degrabă cu o petrecere, cu, eu știu, un punci care trebuie făcut, cu lămâi, cu nu știu ce. Eu chiar că nici nu pot să-mi imaginez cu niște ceaiuri ce ai putea să faci prin casă. Pe eventual să-ți faci un ceai să-l bei. Îndulcit. Ok, Florin, habar n-are la ce vom folosi ceaiul. Dar dumneavoastră, pentru ce credeți că este? Pentru spălat parchetul? Pentru curățat ficusul? Sau pentru îndepărtat abțibildul? Îți dai seama, mă, să primești la bac întrebarea asta? Pentru ce se folosește ceaiul? Varianta A, pentru spălat parchetul, pentru curățat ficusul, sau varianta C, pentru a îndepărta abțipilduri. Chii, foaia aia, te ridici în picioare, îți dai seama că întreb, că bună ziua, bună ziua, la întrebarea așa lipsește varianta de răspuns, mai exact aia corectă. Că băie Popescu, ce întrebare? Cu ceaiul, doamnă, cu... Stai jos, vezi că întrebarea acolo, vezi că răspunsul e acolo, se află acolo. Ta și scrie. Trebuie să vină direct Cabral pentru întrebarea asta, mă, am întrebat. Bat 100 de români. La ce se mai folosește ceaiul în afară de băut? Varianta A, pentru spălat parchetul, varianta B, pentru curățat ficusul, sau varianta C, pentru îndepărtat abțipilduri? Geaca, vă zic eu, geaca, sabia. Ce instrument ar trebui să înveți să mănuiești dacă ai fi dentist? Sabie. În afară de geacă, ce mai pui în cuier? Geaca. De obicei, pentru perdeaua asta, pentru o perdea, nu pentru perdeaua asta, ar trebui să folosesc între 3 și 6 tablete de curățat, da? La o jumătate de găleată de apă. Vor acționa ca și un înălbitor, da? Perdeaua, după ce a fost înmuiată în această apă, nu necesită o clătire insistentă pentru că ele nu conțin săpun. Primul truc, primul life hack, sper că notați, da? Folosim pastile de curățat proteze ca să curățăm și perdele. Prima oară când aud că există așa ceva, habar n-aveam că există pastile pentru curățat proteze. Dar aflăm acum și atenție, nu sunt doar pentru curățat proteze, sunt și pentru curățat perdele. Mi se pare bine. Păi și acum fără mișto, mă, dacă era treaba asta, păi era secvența asta, unui străin, unui om care s-a gândit că vrea să vină și el în România să vadă despre ce e vorba. Băi, și era secvența asta din emisiune, omul ăla și anulează zborul. Și pe bune dreptate, adică n-ai cum să-l condamn. Bă, dacă văd ucrainienii sfatul ăsta, dacă văd secvența asta din emisiune, se întorc la ei în țară. Bă, și la ei în țară e război, e nasol. Dacă văd secvența asta, bă, vă zic sincer, o să fie la modul, bă, eu mă întorc la mine în țară. E război, e să mor, dar nu mai stau cu proștii ăștia, mă, nu se poate. Cum mă să faci așa ceva? De ce s-au inventat, mă, produsele pentru curățenie? De ce s-au inventat? Ca să vină două femei, să vină două experte să zică, pa! Păi, dar nu se face așa, mă, știm noi mai bine. Atunci când ai un întrerupător pe un fond alb, ți-are în ochi atunci când se mulțărește. Deci da, clar trebuie să-l cureți cât mai des. În momentul în care ți-apare, da, mizeria trebuie curățată, da? Și cu o pastă de dinți abrazivă și cu bicarbonat de sodiu în ea, da, încep și cureți. Și ia uite ce bine arată. Iese albă. Important aici nu e neapărat ce facem, ci cu ce facem. În rolul agentului de curățat, tobere vă rog... Pasta de dinți! Asta se întâmplă în momentul în care ești de prima vai de capul tău, n-ai mai ieșit de 2 săptămâni din casă și în astea 2 săptămâni te-ai uitat la life-uri pe TikTok.
Fix asta se întâmplă. Sau când ești genul de om care nu face el ca restul fraierilor, știți? Genul ăla de oameni care ei nu s-au uitat la Game of Thrones ca restul oamenilor, că ei sunt diferiți. Ce să mă uit eu la Game of Thrones, serialul ăla care s-a uitat toată lumea? Nu, prea s-a uitat toată lumea la el, știți? Genul ăla de oameni. Dacă majoritatea fac așa și se uită sau au părerea aia, eu vreau să fiu diferit. Fix așa sunt și femeile astea când vine vorba de curățenie. Păi de ce să facem cum fac restul părliților? Să luăm soluții speciale, să... Nu, tată! Fun fact, nu-ți trebuia nicio soluție specială sau habar n-am, bă, schimbai direct întrerupătorul. Un întrerupător, nu știu dacă știți cât costă, dar vă zic eu, dacă nu vrei ceva fiță, bă, e 5 lei. Te costă 5 lei un întrerupător. Știți cât te costă o periuță cu pastă de dinți? Cu siguranță mai mult de 5 lei. Dar hei, de ce să ne scârpinăm așa când putem să ne scârpinăm așa? Am adus o jumătate de găleată cu apă, călduță dacă se poate, da, pentru că parchetul e laminat și se curățe mai bine, da? Am pus cam 100 de mililitri de oțet, oțet pe care îl găsești în bucătărie, n-ai cum, adică cum să-ți lipsească oțetul din bucătărie, nu? Cam, eu știu, în jur de 150 spre 200 de mililitri de ceai mai concentrat, un ceai de mușețel care este antialergic, da? Iată unde folosim ceaiul, e pentru parchet. Tu bate-l vina de parchet sau de ceai. Și am aici săpun lichid. Săpunul lichid de față conține foarte multă cremă. Și crema va proteja parchetul tău. Da? Și îi va da și un pic de strălucire. Măcar dacă economisi bani. Dar toate astea combinate, bă, pot să bag mâna în foc, pot să jur că sunt mai scumpe decât o soluție din aia specială pentru parchet. Și imaginați-vă doar mirosul de oțet cu ceai și săpun lichid. În combinația asta reușești să miroase mai urât în casa aia decât mirosea înainte. Una peste alta am fost surprins și am învățat lucruri utile. Deci... care eu nu le știam și vor fi utile ca metodă alternativă de spălat sau de curățat suprafețele. Vă reamintesc din nou că omul ăsta are 48 de ani și aici vorbim de curățenie. Ceva curățenia, pfaaa, mi se pare că sunt în zona asta. Bărbații sunt niște împuțiți, vai de capul lor, habar n-au să facă curat, pe când femeile, dacă nu vin femeile să pună mâna, pfaaa, degeaba ne-a mai apucat. Și realitatea de fapt nu e chiar așa, sunt și o grămadă de femei împuțite, vai de capul lor, care au în casă jec cum au în mașină. Sunt unele, bă, vă iubesc fetelor, sunteți viața mea, vorba aia, bă, dar sunteți unele acolo, ce aveți în mașina aia? De la mâncare, la sosuri, pe scaune, la chilo, murdar, la plușuri, la Doamne ferește, am pățit ceva rău. Și mereu, de fiecare dată se întâmplă când e mașina vai de capul ei jegoasă în ultimul hal, bă, fiecare femeie are aceeași scuză. Și anume, n-am apucat astăzi să merg cu mașina la spălat, am avut o grămadă de treabă, n-am apucat să fac, să o duc la spălat astăzi. Astăzi trebuia dusă la spălat acum 3 luni, nu astăzi. Lăsăm deoparte piesele de muzeu pentru că tocmai ne-au sosit rezultatele de la laborator. Îngrozitoarele rezultate de la laborator. Colega mea, Georgiana, care este biolog și lucrează partea de microbiologie din laborator, a făcut niște calcule și a constatat că este clar o încărcare bacteriană mult peste limitele admise. Germeni gram negativ, care în mod normal sunt germeni care colonizează colonul. Nu mi-aș fi dat seama că în casa aia, în mediul ăla, sunt bacterii. Bă, noroc cu ele, mă, că au făcut teste, au făcut... Cu ochiul liber nu puteai să vezi sau să realizezi că sunt bacterii. Trebuia să iei probe, că nu, așa, nu e... Situ în perioada mai caldă, deci începând din ultimele luni din primăvară până la... primele semne ale gerului năpraznic care vine iarna, atunci trebuie, dacă aerisești prea des, să te îmbolnăvești de să faci o răceală sau, mă rog. E frig, te îmbolnăvești, scurge nasul, nu e gripă, nu se deschide geamul pe timp de iarnă. Chiar și când plec de acasă, eu nu deschid geamul. Eu plec de acasă, mă duc la muncă, mă bășesc înainte să plec de acasă. Când mă întorc de la muncă, bă, vreau să deschid ușa să mă învâluie așa mirosul de bășină. Dacă nu se întâmplă așa, degeaba ne-am mai apucat. Eu așa o fantezie de-a mea, îmi place mult de tot. Și să mănânc semințe, iarăși o fantezie, să bag și coduri, iarăși o fantezie și asta cu mirosul de bășină. Când e cald așa, mai deschid mai, că se acrește rău de tot. Dar când e frig, nu ai problemă. Mai bine să puta bășină decât să-mi fie frig. E ok. Ce avem aici? CD-uri frumoase. Calendar.
Foarte tare. Omul e singur. E singur. Are nevoie de așa ceva. Cu asta se încălzește de fapt omul nostru Florin iarna, mă. Nu o dă drumul la căldură, are acolo casetele, are acolo posterul frumos, calendarul, băi, ce trebuie, mă. Ce-ți mai trebuie căldură, mă, când ai așa ceva? Te încălzești cu astea, băi, tată, mă. E pe vechi omul nostru, el stă pe net, pă, dacă îmi vine vorba de filme din astea pe casetă, tată. Pe casetă, pe CD și să am calendarul cu femeile frumos acolo, e ce trebuie. Eu nu intru pe site-uri pe de-astea, pă, mie îmi place pe vechi. Da, o să vă mai povestesc eu ce se întâmplă pe scurt, nu foarte multe, atenție. Practic vine echipa de curățenie, altă echipă de curățenie, alți experți, care ăștia chiar sunt experți pe bune. Își pun mănuși, își pun mască, adică Doamne ajută. Și surprinzător nu urmează sfatul femeilor cu pasta de dinți, cu oțetul, cu mă întreb de ce. Și da, oamenii fac lucrul ăsta curat, descoperă posterele, casetele cu femei, ceea ce e superb. Și în două săptămâni cel mai probabil o să fie mai rău decât era, dar hei, gestul contează. V-am zis, emisiunea asta sunt destul de sigur că e regizată și ăștia pun intenționat căcaturi prin casa aia ca să pară totul mai dramatic decât este de fapt. Vreau să cred chestia asta, lăsați-mă să cred chestia asta. Și că ăsta joacă un rol și a luat aia 200-300 de euro pentru treaba asta și aia, el nu e handicapat de fapt. Sper, eu sunt convins și v-am mai zis chestia asta că în realitate sunt oameni extrem de împuțiți, poate mai rău de atât, n-au nicio treabă cu chestia asta, preferă să stea cu jegul, cu nu și aerisez, bă, nimic nu fac. Oamenii ăștia există, oamenii ăștia și cu, inclusiv cu spălatul să se spele pe ei, sunt o grămadă de oameni care nu se spală. Oamenii ăștia există, sunt destui și trăiesc printre noi. Acum că nu este Florin, Florin al nostru și că el a jucat un rol aici, asta e partea a doua. Dar oamenii ăștia există. Din păcate, din păcate există și vreau să închid aici pentru că... Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram andrei.cosmin. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să aprindeți notificările și ne auzim data viitoare.